Ну și pățanii. Eu, pahod, nu încep să realizez nahui, eu вообще înregistrez toate videourile astea. Îmi pare că, până la sfârșit, am înțeles. Și-o puțin la etapa asta am înțeles pontul. Băi, am ascultat este ultimul episod ăsta meu și pe mine așa de tare mă rupt, eu просто ахуеск, eu просто ахуеск de level-ul ăsta. Implicațiile просто carliare, înțelegi? Eu lucrurile astea le facem separat, înțelegi? Eu dintr-o parte mă identificam cu punctul ăsta care vă spunem eu vouă. Și eu și-am realizat am că ăsta e punctul și ăla, ăsta e inspirație, ăsta e sursa de inspirație, băi, ăsta e drive-ul ăsta, ăsta e, ăsta e muza unui artist, înțelegi? De acolo vine, din punctul ăsta care nu poți să-l expiși și el nu e rațional. Ăsta e drive-ul care îl au sportivii ăștia, băi, care aleargă și aleargă și nu mai este nici rațional. Și eu când mă gândesc la huneaua asta, ne aduc aminte de maratonul ăla care l-am alergat eu vreo 3 ani în urmă, am alergat un maraton, fără nicio pregătire, fără nic. Și eu când alergam maratonul ăla, eu eram mort, eu nu mai existam deloc, m-a distrus полностью maratonul ăla. Eu nu puteam să merg, asta era просто 500 de morți, mă tincă, blea, în trecut eu atunci. Asta era vafle, prin munți, blea, să alergi 42 de kilometri, blea, fără nicio pregătire, eu râm, blea, tot alergatul este tot viața asta mea și era 0 grade afară, blea, dimineața, înțelegi? Și e că eu țin minte atunci era o forță care pe mine mă împinge și eu, la mine mozgul era полностью mort, eu n-aveam mozg atunci, eu nu puteam să-mi dau seama вообще de nici ce se întâmplă, dar ceva pe mine mă mișca și eu știu că asta au sportivii, походu, asta au sportivii și inspirația asta și muza asta care vin la muzicanții ăștia, asta e tot vine ca din sursa asta, înțelegi? Și dacă tu îți dedici ție, sorry că așa de pafos în sună, dacă tu îți dedici ție viața ca să reprezinți punctul ăsta, sursa asta de inspirație, drive-ul ăsta, nebunia asta dinăuntru nostru, înțelegi? Dacă tu dedici viața la huneaua asta, și dacă tu poți, eu vă spunem că eu facem două părți așa, parcă exerciții, și dacă tu poți să-ți limpezești ție mintea ta, și tu lipizești ți-ai mintea ta prin așa, prin instrumentele astea raționale cu care tu singur îți demonstrezi ție câte dorințele astea de pizdă și au zero efect вообще. Și să urmărești ego nu are niciun sens. Și amu când îl combini pe amândouă îți dai seama că și iese din toată hrâneaua asta. Asta sunt niște acte spontane, înțelegi, ca reacție, blea, la mediul înconjurător. Asta e fix și, blea, ce-am cătat eu, dar eu nu putem să-mi explic nici cuvintele astea nici de cum. Eu cătam și într-o parte, eu simțeam asta, dar e că în cuvintele astea, blea, niciodată n-am putut să le pun. Și amu că n-am pus în cuvintele astea, eu, blea, prost afuiez din implicațiile astea. Asta, înțelegi, asta eu pot să-mi iau ca un obiectiv de viață, așa că într-o fel, dar asta nu e obiectiv de viață. Tu nu poți spui asta ca scop, că asta nu e ceva care tu poți planifi și asta e imposibil, asta e absolut spontan, înțelegi, huneaua asta. Asta niciodată nu poți să anticipezi huneaua asta. Охуенная тема просто. Бля, так не по нему парек ее сгрёдин целес, а му у вас щебы вафли, кутет вот щей ламини, короче. Потому что му ее держа, нцележь, не постоянно интересно, щи с масору ому, ну щи с масори ому исто. Ну, потом масорин бани карелар елен, машин ли карелар елен, кулуаря пели, преференции лу сексуали, înălțimea lui, sexului, nicăde în hunele astea eu nu putem să măsor un om, înțelegi? Și eu uneori, înțelegi care e pricolul? Că eu aș vrea să-l măsor nu ca să-l judec, dar eu aș vrea să știu cum să-l măsor ca să nu mă simt intimidat, înțelegi? Eu, uneori la mine era o situație în viață când eu mă simțeam intimidat și mi-mi pare că omul ăsta e cu mult mai superior ca mine, înțelegi? Și amu când eu îmi dau seama și să măsor omul, eu îmi dau seama că toți oamenii de care eu intimidat eram până amu, să te de pizdă și mai mult că atât. Pe mine nu pot să mă impresionez, băi, cu huinele astea, cu dorințele astea satisfăcute. Asta este o joacă pentru începători, pățani de-am devine. Tot satisfacerea asta dorințelor. Final game este ca să n-ai niciun fel de dorință și să fii fidel la inspirația asta ta, la sursa ta de inspirație, la motivația asta care o ai tu. Că eu mă gândesc la momentul acela care le avem atunci cu azilul de bătrâni, asta pe mine mă dirija, un sentiment de inspirație, o muzică care-ta, blea, un drive de asta, înțelegi? Care eu, rațional, nu putem să-mi dau seama de ce eu trebuie să fac huneaua asta, pentru că eu realizam că am sacrificiu care se întâmplă, înțelegi? Cu și risc eu, înțelegi? Că de cât la riscul ăsta ceva m-a împins pe mine, înțelegi? Drive-ul ăsta, dar eu l-am avut în viață de atâtea ori, prost, eu nu-mi dau seama, pizdez de câte ori, la mine pastăiană este drive-ul ăsta. În business eu am drive-ul ăsta, nahu nii tot business-ul, eu eram gata, eu de-am știem cum dorm sub, pot să trăiesc sub un pod, înțelegi? Rațional asta nu poți să-ți explici, știi? Că drive-ul ăsta, înțelegi? Ahuiet, blea! Implicațiile sunt ahuiene. Și vă spun că să măsoram omul pe cât el e detașat, că asta e interesant, înțelegi? Ea că asta e o joacă interesantă a monii, îmi pare. Să prin interacțiunea cu oamenii,
se vede și îl zățpește pe dânsul, înțelegi? Zățepșile astea nu-s decât niște blocaje a inspirației lui. Și noi trebuie să ne încălșim, eu vă spus că eu tot să încălși, tot așa mă încălșesc și eu nu pot să-l judec ca pe cineva rău, înțelegi? Nu-i rău ori bine. Asta e un proces foarte natural, din tâi tu ești încălșit în rațiunea ta și pentru tu te descălșești ca un proces natural. Eu vreau să spun că așa o hunea, satoria asta, asta e ca o bișină, în самом деле. El nu e un proces care tu ți-l provoci cumva, ori... Și din ați înțeles până multe epizoadele este musătorii, asta e momentul ăsta de realizare, într-un fel. Și tu nu poți să-l... Asta ce își caută, eu, din punctul meu de vedere, asta te-și caută toată lumea asta, să se realizeze. Înțelegi? Și momentul ăsta de realizare completă, asta prost e un proces absolut firesc și natural, înțelegi? Tu nu poți să-l grăbești, ori să-l încetinești procesul ăsta. El prost se întâmplă și el tot așa ca o bișină, nu poți grăbești, ori să încetinești bișină. Poți steru, dar până la urmă, pe albumă și caca. Și am umblat, cum pot eu să mă las convins, ori cum pot eu să fiu convins de ce că banii din cont contează, ori și mașină mergi contează, cum poate cineva pe mine să mă impresioneze cu hunele astea, asta așa e de imposibil, îmi pare, e prost ahuiez, asta așa îmi pare de copilărie ăștia, mă, e parcă vine la mine cu niște plastilină, știi, și ne arăta niște... Și pătrățel din plastilină ahuiană e făcut, înțelegi? Așa un level, e bat prostă. Eu nu știu dacă este sus ori jos, hui pe mie unde. El prostă e diferit, înțelegi? Prostă e diferit. Nu e niciun, nu știu, sus ori jos, hui vă znaie. Prostă e un level diferit, dar eu știu că, blea, sunt și greu să mă înțeleg cu oamenii, posibil că... Nu că eu sunt și greu, eu să mă înțeleg cu oamenii. Eu ahuiană mă înțeleg cu oamenii, pentru că eu îmi dau seama cu omul și ala, nu decât eu, cu niște diferențe din gâlșeli, înțeleg, care au fost condiționate de procesul lui de civilizare, de socializare, înțelegi, în societatea asta lui. Familiarizarea asta în familia lui, înțelegi? Interesant hunea, tare interesant hunea. Și, blea, să mă impresionez în mine. Cât cărți ai citit, blea, cu asta să mă impresionez. Ori cu cât de tare le învăța pe de rost cărțile astea. Asta așa de da pizdă, băi, poți să înveți toate filosofiile astea, da pizdă tot huneaua asta. Am așa mă uit, eu îți spun că am trecut prin huneaua asta, eu mă consideram filosof, bleu, o bucată de timp, dar mă-mi dau seama că asta și de o hunea, ori dezvoltarea personalității, ia e bal și brede, și joacă năsip prostă, înțelegi? Cu tractorașele, bleu. Huiena e temă, caroce. Și al puțin eu mă simt de parcă tot efortul ăsta de a grei, pentru că a fost destul de greu, vreau să spun, a fost cam obositor. S-a meritat, blea, vreau să spun, pentru mine. Și cu asta am vrut să mă împart cu voi, caroce. Singur cu mine am vrut să mă împart, că eu vă spun că eu ascult singurul epizodul ăsta și singurul ahuiez de și iese, pentru că eu nu mă aștept la ceea să iasă și primul când ascult și iese, la mine se provoacă așa niște consecințe și niște implicații la ce și aud eu, că implicațiile astea parcă sunt niște, blea, curent electric prostă trec. Eu vreau vă spun că eu când am realizat momentul ăsta, după ce am înregistrat deodată și am realizat implicațiile astea și cum eu unesc, cum se sincronizează dintr-o parte identitatea mea cu sursa de inspirație și din altă parte toate exercițiile astea care le facem eu până amu de a mă elibera de gânduri și de repetitive și de dorință, cum s-au sincronizat ele amândouă, la mine se ridica părul pe mâini, pe spate, se ridica, eu așa niște fiori avem pe corp, asta așa era o senzație ahuiena, eu, blea, am avut senzația asta de vreo câteva ori, e foarte ahuiena senzația asta, blea, când definiția care e băgată tu în sistemul tău de definiții, da, informația asta nouă care e băgată tău, băgat-o tu în sistemul tău de definiții, e faci un tot întreg, vă spunem eu vouă, și s-a prinde, parcă înțelegi, parcă e un combustibil în pizda mea, care o prins scânteie, blea, și o explodat. Tare ahuiană, blea. Ладно, pa și udaci, mă gândim la tăți.